La slujbele oficiate în perioada sărbătorilor pascale se așteaptă un aflux mare de participanți. În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență sfătuiește personalul clerical să respecte minimele măsuri împotriva incendiilor. Astfel, se recomandă limitarea accesului credincioșilor, astfel încât bisericile să nu se supraaglomereze, să se deschidă ușile de acces și, cel mai important, să se verifice riguros sursele de încălzire și rețelele electrice. Totodată, buzoienii sunt sfătuiți ca, înainte de a pleca din case, să nu lase focul deschis. De sărbători, sute de pompieri și paramedici SMURD vor fi mobilizați pentru a interveni în caz de urgență. Pentru acest sfârșit de săptămână, peste 350 de pompieri cu 50 de mijloace tehnice vor fi pregătiți să intervină în situații de urgență, acționând în sistem integrat cu celelalte forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, în zonele în care vor fi organizate evenimente publice de amploare, principalele priorități fiind acordarea ajutorului medical de urgență și de asemenea stingerea incendiilor. La datorie vor fi și polițiștii care se vor concentra în preajma lăcașelor de cult pentru a se asigura că buzoienii se bucură de sărbători fără a fi surprinși de evenimente neplăcute. Echipajele de poliție vor fi mobilizate și pe șoselele din județ pentru a-i scoate din trafic pe șoferii indisciplinați. În această perioadă, peste 600 de polițiști de la structurile de ordine publică, poliție rutieră, arme, transporturi, investigații criminale, economic, dar și de la alte structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, se vor afla în stradă, dar și în preajma lăcașurilor de cult sau a locurilor unde au manifestări publice circumscrise sărbătorilor pascale, pentru a crea un climat de siguranță și liniște publică în rândul cetățenilor buzoieni. Zilnic, peste 120 de patrule de siguranță publică pedestre și auto vor acționa pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. O componentă importantă în ecuația organizatorică a sărbătorilor va cădea pe umerii jandarmilor buzoieni. Pe lângă supravegherea bisericilor, autoritățile vor fi prezente și în zonele turistice, cu precădere pe traseele montane. La misiunile jandarmilor buzoieni vor participa și echipaje din Prahova. În perioada 14-17 aprilie, peste 100 de jandarmi vor acționa zilnic în scopul creșterii climatului de siguranță al cetățenilor. În noaptea de înviere, efectivele se vor suplimenta cu încă aproximativ 100 de jandarmi, atât din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău, cât și al grupării mobile Prahova, în zona lăcașelor de cult, unde se preconizează o afluență mare de buzoieni. Mii de buzoieni sunt așteptați în noaptea de înviere pentru a participa la slujbe, motiv pentru care autoritățile recomandă tuturor vigilență și respectarea legilor.